Adevărata implicare se cunoaște și în comuna Punghina, unde primarul Drinceanu Gelu Costel a arătat de-a lungul timpului interes pentru bunăstarea cetățenilor. O investiție foarte importantă pentru locuitorii zonei este baza sportivă la standarde europene. Reprezentanții primăriei Punghina au pus bazele unei dezvoltări temeinice a localității, iar condițiile de trai ale cetățenilor pe care îi reprezintă s-au îmbunătățit semnificativ. Pentru a aduce zâmbete, dar și momente de recreere pentru copiii și tinerii din zonă, aceștia au pus la dispoziția lor o bază sportivă cu toate utilitățile necesare. De la vestiare moderne, toalete noi și iluminat pe bază de LED, acest loc este la standarde europene. Una din investițiile cele mai dragi este baza sportivă care vine tineretul și desfășoară activități de astea fizice aici, de fotbal, de toate categoriile de sport. Și e binevenită pentru comuna Punghina. Când vin băieții de pe la școli, de pe unde sunt, vin aici sâmbătă, duminica și vin la joacă. Avem o bază sportivă foarte bine întreținută. Și i-am făcut o reparație acum din nou și primim elevii și studenții cu drag să vină la joacă aici. Reprezentanții primăriei Punghina nu au neglijat niciun domeniu, iar cetățenii din zonă se pot bucura de o localitate modernă. Această comună este un șantier în lucru și asta doar datorită implicării și interesului pentru oameni, astfel încât aceștia să beneficieze de cele mai bune condiții de trai.